secretar pentru citirea procesului verbal. Da. Deci, procesul verbal încheiat pe 28.04.2022, ședința ordinară a Consiliului Local Comunei Utureni, convocată prin dispoziția primarului numărul 78 din 21.04.2022, pentru data de 28.04.2022, ora 12, la sediul primăriei Comunei Utureni. În urma prezenței făcute de secretarul comunei, s-a constatat că din cei 11 consilieri convocați sunt prezenți 9. În consecință, se îndeplinesc cerințele pentru constituirea ședinței. Ședința este deschisă de secretarul comunei, ce prezintă procesul verbal al ședinței anterioare. Domnul consilier, sunt întrebați dacă au observații la conținutul acestuia. Nefiind obiecte, se supune la vot procesul verbal. Se aprobă cu unanimitate de voturi. Se dă citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru luna martie 2022 pentru cadre didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Buturești, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Buturești pentru o perioadă de 3 luni. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției pentru trimestrul 1 a bugetului local pe anul 2022. 4. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice vacante de execuție de consilier grad profesional superior din cadrul compartimentului agricol în funcție publică de execuție consilier grad profesional debutant. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea secțiunii, deci bunuri imobile, capitolul drumuri, din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Buturești, județul Bacău, aprobat prin anexa numărul 56 la hotărârea de guvern numărul 1347 din 2001 prin adăugarea unor poziții noi. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitude a unor drumuri de exploatare situate pe teritoriul administrativ teritorial al Comunei Buturești de PSC Balcane S Grup SRL, în scopul înființării unui parc eolian pe teritoriul Comunei Buturești de Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. 8. Proiect de hotărâre privind emiterea hotărârii de aprobare a planului local privind asigurarea resurselor umane, materiale, financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, numărul 180 pe 2957 din 6-5-2015, adică diminuarea tarifului de la 1414,47 lei pe tonă fără TVA la 994,86 lei pe tonă fără TVA, 11 diverse. Se supune spre aprobare ordinea de zi, se aprobă cu unanimitate de voturi. Consilierii sunt invitați la discuții. Doamna consilier Florica nu este de acord cu filmarea ședințelor de Consiliu Local și propune un proiect de hotărâre prin acest aspect pentru a fi supus aprobării de către consilierii locali. Domnul consilier Chirian Dorinel dorește mai multe informații privind proiectul numărul 6 și anume cine va beneficia de aceste servicii. Este profund încântat de activitățile desfășurate de copii în parcul construit în satul Ghilăvești. Au observat că s-a adus îmbunătățiri stațiilor de autobuz. Nu este de acord că s-au folosit beneficiarii de la 416 pentru a face lucrări de curățenie la Zoagro. Doamna viceprimar Mereuța Angelica
au considerat că este necesar să facă curățenie pe toată marginea drumului, deoarece este inestetic, cu spini și alte murieni crescute. De asemenea, consideră că ar trebui să se implice și consilierii în activități ce privesc bunăstarea și dezvoltarea comunei. Domnul consilier Arhip Aurel consideră că este foarte bine înființarea unui parc eolian pe raza comunei Butureni, fiind un beneficiu pentru toți locuitorii comunei. Domnul consilier Țăranu Octavian Danel propune pe domnul Brânză Neculai, președintele, următoarelor trei ședințe de Consiliu Local. Nu este de acord cu modificarea organigramei. Doamna consilier Lehăduș Tatiana informează că un fermier i s-a declarat că este nemulțumit de activitatea funcționarilor din cadrul primăriei și întotdeauna s-a implicat în activitățile pentru dezvoltarea comunei. Nu este de acord cu modificarea organigramei, nu este de acord cu angajarea unui funcționar în compartimentul agricol, consideră că sunt prea mulți angajați în cadrul instituției. Nefiind dat de înscriere la cuvânt, se supune la vot proiectele de hotărâri. Proiectul numărul 1, în unanimitate. Proiectul numărul 2, în unanimitate. Proiectul numărul 3, în unanimitate. Proiectul numărul 4 și 5, pentru 4 voturi împotrivă. 5 voturi pentru, 4 voturi împotrivă. Proiectul numărul 5, în unanimitate. Proiectul numărul 6, în unanimitate. Proiectul numărul 6, în unanimitate. Proiectul numărul 7, în unanimitate. Proiectul numărul 8, în unanimitate. Proiectul numărul 9, în unanimitate. Proiectul numărul 10, în unanimitate. Pentru procesul verbal, prezentul proces verbal s-a încheiat în 2 exemplare. Unul va fi depus la dosarul cu lucrările ședinței Consiliului Local din data de 28.05.2022, iar unul va fi afișat la sediul primăriei după aprobarea consilierului la ședința următoare, conform articolului 138, aliniatul 16, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ al României. Dacă sunt observații la conținutul acestui proces verbal. Da, deci am sesizat că nu se scrie tot în proces verbal, vreau să fac acuzații doar pentru imagini. 1. 2. La proiectul numărul 5 s-au sculat consilierii și au început să plece. Nu știu cum neapărat vă va fi doar. Atât am spus. Da, la proiectul numărul 5 dați-mi voie să intervin. Domnul consilier Țăranu a spus că toți votează. Pentru că aminte exact, am spus că toți votează. Am început să iasă domnul Chiriac înainte. Propun că s-au unele vasele în capitate de președinte pentru ședințele de aici încolo. S-ar putea ca niște luna viitoare să avem președinte de ședință. Am și o propunere. Dacă îmi permiteți, eu vreau să punem președinte, să vă propun președintele de ședință. Pe domnul Chiriac și domnul Dorinian. Pentru că Saulea a mai cu asta. Și ei trebuie să ajungă fiecare, dacă o fie să ajungă. Și domnul Dorinel, am timp. Domnul Chiriac. Ești la jumătate, da? Da, cum și-a supărut la vot cu domnul Chiriac. Cine este pentru? Cine este lumea? Nu te zici tu, că știi ce să spun. Împotrivă, abține. Deci, domnul Chiriac, sunteți reședinte de astăzi. Ce funcție? Mm.
Ai ajuns? Nu știu dacă ați făcut bine, ați ajuns. Dacă nu l-a considerat tot desemnat. Păi, sau încă are credere în mine. L-au produs, nu e din am apropat. Sau încă are credere în mine. Nu mă cred. Îți dai seama. Mai ales atunci cu 3 grade, cu apă. Nu a fost, doamna, nici o vină atunci. Doamna, a spus realitatea. Nu i-a spus... Deci a spus realitatea. Tehnic, exact, nu e nicio eroare. La 3 grade de la un nivel de... Da. Nu te supune că nu este podul ăla. Haideți să punem la vot procesul de bani. Deci punem la vot procesul de bani. Cine este pentru? Împotriva, ține. Vă mulțumesc. Să trecem la ordine de zi. 1. Proiectul de lege privind constatarea încercării de drept a mandatului de consilier local a domnului Leon Costel și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Comunei Vulturești de Bacău. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022. 3. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii aprilie 2022 pentru cadrele didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Vulturen, Comuna Vulturești de Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de aur și a unui premiu în valoare netă de 300 de lei din bugetul local pe anul 2022 cuplurilor din Comuna Vulturen care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. 5. Proiect de hotărâre privind asumarea unui parteneriat cu Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Bacău. 6. Diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Dau cuvântul domnului președinte de ședință, domnul consilier Chiriac. Stai, domnule, de viitoare ședință, nu de azi. De astăzi. Ești cu mai iunie și iulie, 3 luni, pentru că... Domnul consilier, seara l-am văzut de astăzi, dar... Stai, domnule, abia am propus asta, înseamnă că din ședința următoare, nu? Da, fiind președinte de ședință, începe de astăzi. Asta e locul domnul Brânz. Poți să faci 2 piste, 1 piste, altul. E să trei până la urmă. S-a revocat ordinea, a fost aprobat. Deci 3 luni suntem de astăzi, președinte de ședință, după care e domnul Brânz. Și tot așa. Dar nu-i mare proiectul de hotărâre sau citit, să știe despre ce este vorba. Sau ai văzut convocatorul, frate. Îți scrieți la cuvânt. Zero. Doamna secretar, dați să-mi convocatorul, domnul președinte. Păi să-l arăt? Da. Așa. Nu e chiar, deci nu. Din. Doare, da, nu am să-i pus total. Cum s-a azi am aflat și domnul? La nu-i normal dacă azi s-a propus ca să intru din săptămâna viitoare. Nu, la viitoare, nu știu ședința viitoare. Azi, doamna secretar, nu țin domnul președinte. Domnul Chiria, dumneavoastră ați... Nu sunt pregătit pentru ședința viitoare. Deci nu accept. Dar ce trebuia să faci? Nu aveți cravată, domnul consilier, să nu? N-am cravată, n-am, dar nu sunt... Nu accept. Deci v-am spus că nu accept. Dacă e din luna viitoare, da, dar astăzi eu nu sunt, sunt în plus. Deci o să-mi doamna secretară. Preia doamna secretară funcții și își face treaba. Adică trebuie să fiu și eu oleagă. Pregătit. Păi nu. Viu cu 2 ore înainte, cum spune Nea Costel. Citești cu diagonală proiectele de hotărâri? Tot hârtie ca să le poată înțelege. Să înțeleagă la. Plus de asta să pierd un zbor, da? Deci în loc să am 3 ședințe, am numai 2, nu? Nu, tu 3. Cred că 3. Poți să-l inserți, dar internet. Din cauza asta. Nu mai că l-am dosar, că oricum, mai funcții din secretă. Doamna secretară, de luat de asta azi... Da, da, cine semnează pătățeama? El se vede ședința. Am aflat? Nu sunt. Am votat. Am votat, dar din
ce nici un vot nu are meritat. Păi atunci nu plătim ședința, dacă nu... Foarte bine, care-i problema? La discuții, cine se înscrie? Ce Doamna Petroadescă, nu ne jucăm la preveniță aici. Dacă Dorinel e președinte, el trebuie să semneze se înregistrează și mă uitați-vă și în jur la lumea pe care urmărește și ascultă de ceva. Haideți să mai timpați oricine. Când începe ședința de lucru, când președinte spune că da, haideți să recem, da, dar așa nu registrăm. Facem aici un dialog între noi pe care nu are rostul ca populația să vadă ceea ce se întâmplă aici, cu toate că ceea ce se întâmplă aici a lăsat de dorit. Lasă de dorit din partea consilierului de la TNR? Nu, celălalt președinte se cinste. Păi nu. Stele de spiegi. Discuțiile și peticiile puse sunt de cei de la PNL, de la PSD. Da. Ce scuze de Mirica? Faci o altă propunere din președinte din ședință. Propun eu pe domnul consilier Lucaci. Are experiență, dar nu te-am dat? Da, eu. Și... Păi eu cunosc cu toate alegrile, domnul. Deci îl propunem pe domnul Lucaci? Cine este pentru? Deci încă trei ședințe, da? Pe domnul Lucaci, președinte, trei ședințe. Vă mulțumesc pentru prietenia acordată și vă rog să luați cuvântul să vă spuneți părerea despre proiectul de hotărâre cu ordinea de zi. Dar se poate mai repede. Mergem acasă. Da, mă da pește. Pește la mine. Apoi. Da, vă rog, care ne domnul președinte, dacă îmi permiteți, ar trebui să începem punct cu punct, ca să meargă și repede. Primul proiect, felicitiți dacă cineva are ce de discutat, își aprobăm că merge și repede. Și așa este regulamentul. Singurul lucru care vreau să spun, data viitoare am avut un proiect de hotărâre prin care vreau să văd cine votează pentru ca să nu mai fim filmați. Doamna secretară, notați. Da, deci... Vă propuneri pentru ședința următoarelor să prezint un proiect de hotărâre cu legalitatea filmării ședințelor. Am înțeles că nu toată lumea este de acord să fie filmată. Unul nu-i fotogenic, unul nu-i, nu știu. Nu mai corespunde imagine. Deci, n-aveți ceva de adăugat, doamna? Nu, mulțumesc.
să vă urmați și să vă ascultați. Mulțumesc. Și menținerea tradițiilor autentice în comuna Bucureni. Dar un eveniment petrecut în două săptămâni m-a făcut să-mi pierd, dacă mai era nevoie încă o dată, încrederea în relația dintre conducerea comunei și restul lumii din comun. Nu este posibil să mergem la un concurs cu vieții copii care stau până la ora 5 joia în școală și să reprezentăm Comuna Sălucești în loc de Comuna Bucureni. Am vorbit cu copii care au plâns, care au spus că li s-a dat o masă oribilă și că au spus Bucureni acolo, dar pe la urmă și mai încet, că noi de fapt am reprezentat Comuna Sălucești. Că știți, mai aveam 5 km până unde am fost noi și ne-au oprit acolo, că trebuie să facem neapărat o repetiție, că a venit domnul primar, că a stat de vorbă cu domnul Dămoc, că știți că de acum nu, știți, mergem, dar nu reprezentăm Bucureni. Ce se cheamă asta? Suntem mai bucați ca să Sălucești și nu știu eu și ne permitem ca să sacrificăm copiii. Vă închipuiți ce busta mare a sățat copiilor ăsta? Deci două fetițe am stat pe ele pe că mi-a spus o altă persoană, n-am crezut, copiii nu știu. De ce s-a procedat așa? Și dacă mai merită să mai facem parteneriate? Pentru că am citit un proiect, susținerea este jumate din partea Consiliului Județean, jumate din partea primăriei. Dacă facem, susținem ca să promovăm alte comuni, înseamnă că sunt niște interese la mijloc. Eu cel puțin așa cred, că eu mai sceptică. Dar nu mi se pare normal. Eu știu ce înseamnă să fie afectată personalitatea unui copil. Știu cât de mult suferă, pentru că copilul meu personal a suferit din cauza unor cadre didactice din școala Bucureni, când i-a fost pusă la îndoială capacitatea, persoana pe care n-am avut-o și nici acum nu poate suferi din fostele cadre didactice, și închipuiți-vă copiii ăștia cum vor reacționa. Deci copil să vezi că plânge, da, dar știți, noi suntem în fiecare joi până la 5, dar nu ne-am dus pentru culturile. Nu este posibil. Domnul președinte, dați-mi voie să termin un pic la proiectul numărul 5. La proiectul numărul 5, cu parteneriatul cu Centrul Județean, Comuna Bucureni a reprezentat în funcția asta să lucești. Ca să ducem copiii, să-i scoatem din comună, am zis un nou profesor, nu mai am copiii de la Sălucești, iau cei de la Bucureni ca să iasă și ei, să vadă, să vreau ieșit niciodată din Comuna Bucureni, până acum un an sau doi ani. Am vorbit cu domnul președinte de la Centrul Județean pentru
conservare și promovarea culturală Bacău, care mi-a spus domnul primar, nu putem să vă punem pe scenă, să zicem, Comuna Vulturenii. Domnul președinte, vă rog frumos, rezolvă în ședința viitoare, o să trecem proiectul, să fim și noi rând cu lumea. Asta a fost ideea, trebuie să avem un proiect bine făcut. Și nu dăm bani primăria, doar Consiliul de Țeană, suportul tot. Aici nu mai dăm niciun bani. Nu, dar proiectul ăla ce scrie? Păi, uitați ce scrie, dar nu scrie că îți dăm bani noi, nu dăm niciun bani, nici o leu. Păi, dar atunci, domnul primar, ori nu știu eu să citesc, ori nu vreți să spun dat de fără. Centrul județean scoate copiii în comunii în care sunt acreditate centrul județean. Fără niciun bac la Consiliul Local. Când am văzut dumneavoastră la Consiliul Județean pentru participarea Consiliului și la Consiliul? Acum două săptămâni. Am plecat în... Înainte să plecați? Nu înainte, atunci. În ziua respectivă, da. Și se pare mărez ca copilul ăla să știe că se duce să reprezintă Vulturenii părinții care îl așteaptă acasă și știe că nu am un cap. Doamna consilier, dar până la urmă s-a spus pe scenă. Da. Da. Am spus în genul, în momentul în care preotul care am înțeles că divizează toate proiectele astea, au zis, ce Vulturenii nu, că Vulturenii nu există, să duce. O să zis Comuna Vulturenii. Și acum, dacă dumneavoastră nu votați proiectul numărul 5, înseamnă că voi nu sunteți copii, Comunii Vulturenii. Nu sunt, domnule! În momentul în care... Asta să vadă părinții și pentru asta să facă filmările. Și dacă dumneavoastră ați acceptat propunerea Consiliului Județean, nu mai suntem comuniști, domnule primar. Să ne se face, în paste să propunem ce, să facem ce vrei. Eu dacă eram în locul doamna director, în momentul ăla am urcat copii în autocar și plecam la Vulturenii. Copii, noi suntem comuna Vulturenii, nu se ucește. Doamna consilier, ați fost consilier câteva da, mandate, nu? Da. Unde au ieșit copiii din Comuna Vulturenii? Nu au fost, cum au ieșit? Unde au ieșit? Spuneți-mi și mie. Nu au fost. Ce proiect a făcut postul primar cu copiii comunii Vulturenii? Nu am făcut, știți că când eram copiii la mare duși prin fundații? În parteneria cu comuna, salariile la fundație erau plătite din jumătate pentru personal? Știți de câte ori au fost plecați în tate? De știți câte activități cu școala de vară se făceau la centru comunitar Vulturenii? Acum 8 ani în urmă, după 8 ani ce s-a mai făcut? Ultimul an a fost 2016, domnul primar. Pe 2016, 2015, după aia nu s-a mai făcut până când am intrat noi la conducere. Deci nu s-a mai făcut 4 ani după aia? Pentru ce? Pentru că s-o făcure strângeri la fundație. Pentru că am lucrat și eu un an la teni acolo, cu copiii, la asistarea tenilor. Și după aia s-o făcure strângeri de personal, ei nu mai aveau fonduri și neavând angajat, cu cine să lucrez la centru comunitar? Pe 15-16 iulie mai e un festival asta din Moldova, care dacă trece proiectul, vor merge și copiii comunii Vulturenii. Dar dacă nu iasă doamna consilier de redus... Doamne, eu sunt una. Ceilalți sunt diverse. Eu v-am spus care este motivul. Am argumentat și cred că argumentul este destul de corect, așa. De ce nu puteți? Atâta timp cât comuna, copiii din comuna mea nu reprezintă comuna mea, n-am nici să fiu de acord. Da, doamna consilier, vă reprezintă. Dacă vreți, vă înregistrare de la festival. Dar asta e problema noastră, dacă nu vreți să votați pentru copii, pentru comunitate. Domnul primar, am spus ce ați face dumneavoastră, este să mă obligați să vădăți eu nu ceva în care nu am încredere. Eu nu vă oblig. Până la asta, luați decizia pentru cetățeni. Eu vă mulțumesc și vă rog, ca toate acuzile și atacurile la persoane din ședință, să fie scrise în procesul verbal, pentru procesul de astăzi, procesul verbal, și cu înregistrarea să facă ca în cap. Da, vă mulțumesc! Da, mulțumesc! Altcineva? Da, ți-ai pus întrebarea pe oameni de ce nu a fost... Ne-ați găsat de vântul? Păi, da, 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 da. Păi dacă nu eram partener, nu? Vreau să spun ceva, dar știu că nu, 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 mai știu că deja declar, am, cum se cheamă, antipatie. Eu suntem persoane non-grate. Ce să mai vorbești, așa vorbesc deja. Dacă am spus de indicatoarele de la intrare din satul, la ieșire din satul Tomozia, azi din 3 luni, culcată.
la pământ. Dacă am venit și am adus laude și argumente că la Ghinevești, într-adevăr, părculețul funcționează, pot veni asta să vă arăt ce se întâmplă cu părculețul Lichitișeni. Sunteți curioasă, doamna Viști? Să vedeți ce copii sunt în părculețul Lichitișeni? Eu cosesc mâine. Poftiți? Ai programat să fie cosit mâine. Cosit? Nu, eu vă arăt copiii care îți dau un leagă. Să fie ședință. Poți să trimit pe WhatsApp? Da. Sau să pun pe site-ul primăriei. Cred că e cel mai corect pe site-ul primăriei. Iar referitor la cele 3 grade care i-a dus doamna Frunză, că apa s-ar duce la 3 grade, pot să vă arăt și apa când dumneavoastră ați trecut pe acolo. Să vă arăt cum stă apa în șanțul ăla de la bani publici. Vă referiți la un județean la Lichtișeni. Sunt bani publici acolo, sunt bani cheltuiți din primărie. Uite cum stă apa. Și dacă mai plouă o leacă, nu dădea în drum. Proiectul așa a fost îndrăzut, probabil, șanțul să vină fix până acolo. Noi nu vorbim de șanțul ăla, noi vorbim de nivelul drumului care l-a băgat sub nivelul. Haideți să vă arăt. Dar asta nu pe acolo, însuva și ea trebuie prin urmă. Dar nu se vedea la șanță, sigur. Te confita la chestie și nu m-am uitat la șanță. Te exam în inimii? Vă uite, care șanță, te ții cu așa șanță. Uite așa arată după ploaia cei când ne-am întâlnit. Uite, aici e același drum și dacă vrei, îți arăt și bancarda care spune că sunt bani, bani, bani. Și îți mai arăt și parcul de la, uite, cine se dă în leagăre la Lichitișeni în parc. Și am înțeles la domnul consilier Saulea că deja o anunțat situația. Dar vrei că? Eu cred că nu să știu. Ai cal? Eu am zis că nu știu. Hai să vedem și mai aproape. Păcat, să niște bani chiar pe nu știu, o să mă interesez. Păcat, pe cuvântul meu, și de-aia vă spun că nu mai vin cu niciun fel de... Dar chiar o să mă interesez, nu știu, pe și cu asta. Și dacă nu mai am spus nimic. Oare chiar așa greu din interpretată țara a fost mai delicat? O neamnătate, să vă trebuie să vă șuteți pentru indicatoare. Ți-am spus din ședința anterioară. Adresa s-a fost făcută, sesizare, cred că de 2 ore. Nu vă supărați nimic, dar într-o gospodărie, dacă îi pic de o scântură de ligat și tasul meu acasă, pochilul ăla nu mai leagă, vă să nu mai arătați acolo, până vine tasul, e proprietatea. Nu sunt niște reguli. Dar nu că e bun de tricat, de a-i face prin rușini, trece atâta lume. E din trecat tot țară, nu-i după cum e cancer. Pe cuvântul eu, când am văzut eu anul trecut pe banii drumului, ai venit și ai spus că n-am văzut bine, că îi rămasă nu știu care. Uite că văd astăzi că ai pus pe cineva și-o văzut, mă întreb, e costă mai bine decât am trecut? Nu, încă costă. Cu siguranță, da, pentru că e costă cu bani și am trecut o fost degeaba. Dar am oameni la școală social care costă, de ce spuneți? Nu, e costă cu tractorul, nu știu ce vezi că e costă cu tractorul. Și? Dar bine, că de la Țăgănești până la Vulturei n-ai o să vezi lucrurile zi, dar știi să vă spuneți să vezi pe Lichitișeni, să vezi. De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Nu știu, dar vedeai, dacă treceai, vedeai. Zic și eu. Ca să spui că e scris Tărișești, că au fost cei la ajutor social, nu am văzut ca să ți iau de Ocești. Când s-a venit în Tobitoc, eu și nu mai văd, nu mai știu. Asta s-a venit, dar cei vedeai și ați spus eu. Și scris o muzie, că tot costă alea. Ia cu costat alea... Nu, alea asta aia i-am văzut băieți. Și nu fac treabă, fac treabă. Fac, dar n-am spus că nu fac treabă. Eu am spus că e mai bine cu bani decât dirigeamă. Asta m-a referit. Deci eu când am făcut degeaba, n-a fost bine. De ce? Nu cred că ți-am adus să nu a fost bine. Uite, nu așa ai spus. Ai spus că n-am văzut mai mult pe șanță, am văzut mă o bucățâne. De ce dai de cap? Așa ai zis. Bine, îmi place o rogare. Nu știu, dar chiar așa ai zis. Mai aveți ceva de o am să mă urc în mașină, mă duc în țaua și eu. Am ambiția asta, nu sunt trebuie. Pe cuvântul meu, da. Și propun, dacă unul din consilier vrea să meargă cu mine, chiar îl rog să meargă, să mă îndrept în țaua și eu. E rușine mare, vă spun eu. E rușine mare. Nu pot nega că cei de la județ care n-aș avea cuvinte să spun cum să-i dau un nume, au pus indicatoare cele unul lângă altul. Da? Care ele trebuiau puse la o distanță cât de cât. Când trec două mașini mari, obligatoriu, agață un indicator. Dar așa era pe vreme. Și e domnul țăranul atunci și nu l-a mai văzut. Asta e. Era grăbit. Era grăbit.
Da. Plus că indicatorul la intrare în funcție. Că e la sfertul satului. Ce facem? De nu-ți popă ăla, nu mai plătești impozit, nu face parte din comuna Vulturieni, din satul Vulturieni, în afară localității Vulturieni, nu-i nici în Bosnia, nici în Vulturieni. Eu trebuie. Dar ce s-a trebuit să-i mă să dacă ne aduc aminte, acum 2 ani am ridicat problema stâmpului de la intrare în localitatea Vulturieni spre Sărișești. Bolțe de mașini. Stă de 2 ani stâmpul ăla acolo. Când vine pe proiect, când vine pe asigurare, când uite că s-a făcut 2 ani jumătate și suntem la fel cu stâlpul și ăla stă ca nu mai spune cine. Deci sunt lucruri mărunte care nu le facem. În schimb, sunt lucruri mai mărunte care cam cheltui bani. Da. Dacă mai e cineva care vrea să se facă. Vreau să fie mare, ce nu știu că am toți. Nu, că n-am luat măsurile la cuvânt. Nu, că am înscris că e cu trebuie ca acolo. Deci te-ai registrat. Ești înregistrat. Ne ajură, acum nu am făcut. Nu, da. Mai dorești să da, ales că să încerc cuvântul. Pentru punctul 1, la proiectul de dorință de gândire de cetare cu mandatului din Consilia. Și dacă dânsul nu a vrut să mai fie rândurile noastre, e decizia mea. Proiectul de dorință privind la contractului de asociere. Aici asta avem niște persoane cu dizabilități, e normal, având în vedere costurile pe care s-au ridicat la timpul actual, trebuie susținere. Aici e un coeficient și din partea primăriei care vine și persoane cu dizabilități. Proiectul de dorință privind decontarea cheltuielilor pentru cadre din didactice. E normal că trebuie să-și primească banii de tot deplasare odată ce se desplasează de casă și până la locul de muncă. La proiectul punctul 4, proiectul de întărire privind la acordarea diplomei de aur, bine era să rămână să finalul anului ca să fie o singură hotărâre, dacă mai intervin și alții, dar odată ce s-au identificat cele 3 familii, Dumnezeu să le dea sănătate, că sunt între noi. Ajungem la punctul 5, proiectul de întărire privind asumarea unui parteneriat Consiliul Local cu Consiliul Județean pentru conservare și promovarea culturii tradiționale. Ne uităm aici în proiectul de hotărâre și la buget, la punctul 1.2, banii și materialele necesare desfășurării festivalului de se asigură 1. Din contribuția Consiliului Județean Bacău, 2. Consiliul Local Slănic Moldova în calitate de partener, 3 primăriile și consilii locale, transport, eventual și diurnă. Cât e contribuția consiliului local, dacă pot vedea la aici? Da, am vorbit cu domnul președinte la Consiliul Județean, care ne-a spus că va fi zero costul consiliului local. Suport doar Consiliul Județean și cu consiliul local Slănic. Fiind la început. Domnule primar, am impresia că vorbim ceva și că facem altele. Odată ce este consemnat și este proiect de întărire, dumneavoastră vă asumați că în acest parteneriat, că aveți o cotă de finanțare, cum puteți să spuneți că e zero? Eu vă demonstrez. Se înțeleg că lângă cei 30.000 de lei pe care am alocat anul acesta pentru parteneriatul ăsta pe care îl faceți dumneavoastră, și v-am mai spus-o și în ședințele anterioare și punctea și acum, dumneavoastră anul trecut ați aprobat un buget. L-ați aprobat, că noi nu prea. Și la finele anului bugetul a fost mai mare pe cheltuieli în față de ce nu aprobați noi. Ar fi bine ca să te prezentați legal. Se reprezenta și nouă cheltuielile pe care se fac și nu le-ați prezentat. Deci se înțelege că cele 30.000 de lei mai puneți între 15.000 de lei pentru deplasări pe urmă și de fapt elevii mănâncă sau nu mănâncă. Ceea ce spuneți dumneavoastră referitor la prezentarea școlii Vulturieni, nu e corect așa ceva. Cum adică să neagă elevii de la școala Vulturieni să nu fie prezentați din comuna Vulturieni? Și spuneți că sunt prezentați într-o altă comună. Dar eu am participat la festivitatea în date și obiceiuri de iară la Bacă, nu odată. Dar acolo nu o ducea după cartea să o cești, o ducea după cartea Vulturieni. Și nu avea nici contract de asociere, nu avea nici parteneriat, nu avea nici hotărâre de Consiliul Local.
Așa ceva nu se poate să spuneți că nu au fost prezentați, că nu am avut acest program. Nu aveți partener, dar cheltuiați poate din bugetul local, deplasarea, mâncarea și ce mai era acolo, da? Din bugetul local nu plăteam nimic. Nu? Bani veneau de la culte de la Bacău, bani erau de la cultură de la Bacău, care ne dădea... Consiliul de știu asta, dar la partea bugetul local. Era ce? Luna viitoare, argumente. Era ceva simbolic, care ne dădea o sumă infimă pentru cei care participam acolo. Și aici sunt studiile destul de consistente. Dacă să vorba 30.000 de lei, acum mai trebuie să vă spune că mai dăm încă 5.000 de lei. Dar cine v-a spus că dăm 5.000 de lei? Nu ne-a spus cât dați. 0 lei v-am zis. 0 lei nu se poate. Aici trebuie să vedeți să spuneți că 0 lei. 0 lei. Trebuie să apară. În afară de cei 30.000 care ne-a ascultat dumneavoastră proiectul pe tot anul, asta e altceva. Aici e 0 lei. Domnule, trebuia să veniți să-și cu precizare de 0 lei. Așa că veniți cu niște hârtii și tu spuneți că nu știu ce, vă rugăm să fiți mai bani concret. Și nu mai spuneți că tot spune că dați 0 lei. Odată ce este un proiect de hotărâre și aici vine de buget, nu spuneți că sunt 0 lei. La alăbăcă diverse, că tot spunea și alte vorbitori mei, la între Bădinești, de Joș și Bădinești de Sfânt, este punte pietonală. Și un cetățean de comun din satul Bădinești de Sfânt a venit la dumneavoastră, domnul Grăbaș, v-a zis că sintați niște lene și cu ei că le pune tot el, ca să-i bane punte. Și a spus că nu se poate așa ceva. Dacă nici el care vă roagă nu puteți să-i dați ca să facă punte, atunci cine face punte? Nu a venit nicio persoană să se roage de mine, să-i dau lemn să-și facă punte. A venit un cetățean de comun, a venit în sus. La venit. Dovadă. La venit din cauza că nu vă găsește de la prevădire. Vă dăm toate întrebări, la telefonul de spuneți că faceți de obicei, închideți... Exact cum făcea și postul primar. Închideți, domnule, vorbim astăzi, nu vorbim de... Vorbim astăzi. Vorbim astăzi de acele promisiuni pe care le-ați făcut. Păi am moștenit la dreastră, am moștenit la dreastră. Greșit? Vrem la 9, plec la 2, nu? Greșit așa ceva. Și încercați să fiți, să răspundeți la apelurile cetățenilor și la semnalele pe care vine ca un cetățen. Nu mai trebuie să fugiți. Domnul consilier țara, dacă vă erați așa de iubit din populație, vă alegea primar. Lumea a vrut să scăpe dumneavoastră. Vine lumea și vă strângă la poartă și vă laudă. E meritul dumneavoastră acum că sunteți primar. Este. Dar meritul ăsta nu e cel real. Meritul ăsta nu este frauduros. Da, nu este frauduros. Da. Dumneavoastră ați câștigat alegerii fraudulos. Dar mulțumesc mult. Nu eu. Și căutați-vă ca să asumați de acele promisiuni din campania electorală. Sunt cetățeni din Comuna Vulturen care le jenă să vină la primărie, că n-are ce nu să discute. Da. Mulțumesc. Da. Mulțumesc, domnul Măsăriatu. Mai bărăși să spunea mă. Hai să mai intervii. Poate să doamnă secretară. Referitor la acest scandal cu copiii duși la Slănic sau ce știu, au fost, nu știu. Nu, la Pădure. Dacă nu aveți răspunsul și nici nu l-ați primit pe cel adevărat, am încercat să vi-l dau eu. Nu știu dacă e cel real și adevărat, dar cred că a fost rușinos să spui că vii la Vântureni. Dacă s-ar fi întâmplat să pățească la fel ca mie de Revelion, când n-a putut să intre posesia postului național. Și dacă tu te duci cu copiii, unul verde, altul negru, cum se mi-e trebuit la Vulturieni? Tu faci rușine. Și atunci nu mai spus Vulturieni, se făcea pe rușine. Că bănuiesc nu au avut costumi naționale, nu au avut cineva să-i dea. Că sunt niște costumi naționale undeva, dar alea ne păstrăm pe asta. Tu mi-am fost, au fost și personal din partea școlii. Nu știu, habar n-am, am zis și eu, că probabil că asta-i cauză. Au fost și antrebrația, atunci când s-a pus problema, când se reprezintă. Că, de exemplu, eu de Crăciun, când am luat și eu 10 copii, 3 copii, 7, să-i duc la o biserică, să-i duc 3 colinde, uite când a fost disponibilitate din partea cui trebuia să fie, să dea 3 costumi, parcă le îmbrăcam eu. Și cred că asta a fost cauza. Cum? Nu știți că nu ți-o dat costumii de Crăciun? Ba nu, ați venit și ne-ați spus ulterior, ați... Deci, până la urmă, la nivelul Comuna Vulturen, cei vrea să facă ceva, să-i dai în bun în cap să-l oprești. Asta e drept. Da. Domnul președinte. Da, poate. Am o chestiune de una întrebare, dacă permiteți, vă mulțumesc. Aș vrea să întreb următorul lucru. Când faceți o deplasare la o unitate, și mă refer la
poate vă duceți la Consiliul Județean sau la Finanțe sau, știu eu, la o firmă de construcții. Dumneavoastră aveți obligația să aveți un ordin de deplasare ca să vă justificați nu numai prezența, dar și cheltuiala pe care o faceți. Cât ajunge de urna? Fără deplasare, numai de urna. Cine a calculat? Mă interesează, vreau să știu de urna. Poate cineva să spună? Nu. Și în afară de diurnă, se mai justifică cheltuială transport. Deci domnul primar, nu poate să fie acest parteneriat procentual cu contribuție zero din partea comunului. Ați înțeles? Deci așa ceva nu se poate. Deci, un mijloc de transport consumă combustibil, aveți șoferul care trebuie plătit, aveți uzura mașini. Șoferul nu este plătit, care să... Păi, dar este plătit, dar pe ziua aia nu este plătit să facă prestări servicii. Mă înțelegeți? El este plătit de primărie, el are o fișa a postului anumite obligații pentru serviciul pe care, pentru banii pe care și primește, da? După care, diurna, scrie foarte clar în proiectul de hotărâre, avem transport și diurnă. Deci, Consiliul Local participă procentual cu această cheltuială. Deci, nu este justificată atâta timp cât nu este prevăzută nici în proiectul de hotărâre cheltuială zero. Aș vrea să vă mai întreb. Cu ce cheltuială v-ați angajat pentru organizarea fiilor statului? Da, cheltuiala este de 10.000 de lei, care a fost aprobată în... Deci, total, cheltuiala este 10.000 de lei. Da. Pentru fiii salului. S-a schimbat data, s-a numit ceva special organizat. Eu cred că ar fi normal și noi consilierii să știm cum v-ați și organizat, ce ați planificat și cum se va desfășura această săptămâna viitoare a fiii satului. După ce dată va avea loc? În 12 iunie, săptămâna viitoare va fi și afișii cu cei prezenți la fiii satului. Formația cu... Da, nu cu cei care vor fi prezenți, pe prezenții, mă refer la formație și la programul artistic, este obligația dumneavoastră de organizare. Dar pentru fiii satului, pentru fiii satului, cum ați organizat? Pentru cei care au fost în Comuna Bulturieni și care lucrează în altă parte și care probabil ar vrea să fie și prezenți o dată cu ani în această comună, în satul Lunacă, dacă ați făcut ceva invitații sau cu poate... Este invitată să vină cine vrea. Nu trebuie invitații speciale. Cum ați făcut anunțul? Aveți online, aveți, știu eu, dacă... Doamna consilieră, dar vreți să vă fac anunț special, să vă dau invitații, doamna consilieră, să vă înțeles să... Nu, noi spunem persoanele de față. V-am spus destul de clar. Pentru fie statului care sunt în alte localități decât în Comuna Bucureni. E clar. Și dumneavoastră spuneți, domnule, am organizat, n-am organizat. Nu am început, n-am știut. Sau nu am gândit. Maximă, au un anumit... Sunt afișe, au audi și vină că au bună voie să vină. Nu s-a înțeles întrebarea. Deci întrebarea se referă dacă aveți un invitat special din fiii satului, adică cel mai în vârstă trăitor dintre cei care sunt cel mai deștept, cel mai doctor universitar, cel mai judecător, cel mai bărnesc, sau mai degrași și mai sunt personalități în Comuna Bulturieni. Întrebarea aici. Premiați cei care au cerere de căsătorie. Nu sunt personalități în Comuna Bulturieni. Adică acești oameni dumneavoastră, nu gândiți când vorbiți, este singurul de fiecare care aveți. Nu este adevărat, nu vă convine. Asta este adevărul. Dom'le, trebuie să ne acceptăm ca oameni și să gândim pentru comunitatea asta. Nu pentru, știu eu ce, alte invenții ca să scurgem niște mărunțișuri în stânga, în dreapta. V-am întrebat
clar. Ce vă faceți acum pe domnule, aveam notarul Isaac, trăiește, domnule. L-ați invitat? Nu. Avem judecătorul Ciuian, trăiește. L-ați invitat? Nu. Deci sunt niște oameni în vârstă care merită să fie evidențiați. Da, pentru cei care au împlinit 50 de ani, se vedea Dumnezeu sănătate, îi cunosc foarte bine și eu am îmbătrânit alături de ei. Ați spus că nu sunt persoane importante cei care... Domnule, dar nu aveți noțiuni distincte, domnule. Nu. Ce să spun, domnule, dar nu știi ce vorbești, domnule. Da. Domnul președinte, dacă permiteți, vă rog, de discuție este aprinsă, cel puțin la punctul 5. Eu sunt după ei că nu cred că ar trebui să plătească tocmai cei mai nevinovați. Este vorba despre elevii din la școala București. Într-adevăr, cred că și doamna Tatiana a ridicat o problemă o consider și serioasă. Problema este cine a greșit, dacă a fost o greșeală intenționată sau, mă rog, o greșeală nevoită. Aici este o problemă care trebuie să o rezolvăm și nu trebuie să răspundem în general negativ asupra elevilor. Nu prea am înțeles la ce festivitate au fost, festival, ceva, dacă au fost împreună cu cei de la Săucești, au format aceeași echipă sau au fost separat. Știi deci acolo a fost domnul profesor o altercație, mă scuza, domnul președinte. Da. Îl știm toată lumea, domnul profesor Cuțan, nu s-a prins, dar de asta nu s-a prins degeaba. Deci, dacă cineva îmi prede, sunt trebuie copii. A, nu. Deci de mine, adică de parte mică. Eu zilele astea am deci problema este următoarea, dacă într-adevăr echipa de avuturi a fost separat sau a fost împreună cu ceilalți Săucești? Săucești nu a fost. Nu a fost Săucești? Deci cum celor avuturi ne-au spus Săucești? Da. Cine a spus și în ce calitate? Cine a spus acolo? Dar am spus că una avuturi nu. Da, sfârșit, da. La sfârșit, eu sunt prezentat. Bine, acum, dacă s-o ceru scuze că s-a greșit, că au o poartă curat, e firesc. Greșit, nu mai pot întâmpla. Este corect ca în ziua în care, deci eu treci cu 5 km înainte ca să ce? Ca să aștept să-i anunț. Nu știu, de cum, să-i oprești unde? Cu 5 km înainte să ajung la destinație, au fost opriți da. Cu pretextul că fac o repetiție într-o băieniță. Ca să aștepte pe domnul primar să vină să le spună că domnul Tămăr nu avea puterea să le spună copiilor. Probabil nu avea. Acum sperează domnița aia la părere. Ele a spus o persoană. Deci asta e. Asta e problema. Domnul Tămăr nu a avut dacă. După ce ați discutat, am discutat cu dumneavoastră. Ați spus că eu le-am spus la copii că domnul profesor nu avea curaj. Așa am presupus că domnul profesor nu avea curaj. Așa am argumentat. Poate mă avea curaj. Doamna, cum se nu mai avea curaj. Păi da, dar presupus argumentat ca om care lucrează cu copiii și știi ce înseamnă să dezamăgești copiii. Doamna consiliere, a spus-o la copii în față sau domnul domnul? Ce le-a spus? Spuneți! Păi da, după ce discutăm din asta. Este adevărat sau nu că au fost oprit cu 5 km înainte? Este adevărat. Păi, nu am discutat. Ce poate? Faci asta la telefon. N-a discutat cu mine. Tot din cauza că nu este parteneriat cu centrul județean. Din cauza... Da, am înțeles asta și știu ce înseamnă un parteneriat. Știu ce impun în parteneria din partea fiecăruia, dar nu sunt procedură. Dumneavoastră spuneți că ați discutat în ziua activității. Nu se poate. Eu cred că lucrurile astea să știu dinainte. Cum să pleci din comuna București, știi că tu nu poți să participi. Deci când pleci, nu pleci o bază. Nu mi se pare că dumneavoastră plecați într-o excursie dacă nu știți itinerariul. Deci ei au plecat fără să știu un sluc. Deci ei știau un sluc, dar acolo nu trebuiau să ajungă. Că ei nu erau strici. Cum pleci așa? A, deci știa... Deci acum ați înțeles? Și pe drum a fost oprit că, de fapt, nu vor... Pot să ajung acolo, dar să nu le vedeți pe drum trebuie. Că nu strici. Crize. Da. Și greșeala atunci. Ești greșeală. Greșeala este. Trebuie, mă duc, la cine au copii, ca ce-a întrebat, domnul primar? Și... Oricum, trebuie remediat. Mi-a vrut spune că în ziua aia cu discutat cu reprezentanții de la Consiliul Județean. Eu nu prea cred asta, nu știu, mai nu așa mai. Parcă dar v-am spus, părerea mea nu trebuie să domnească tocmai cei care trebuie, care sunt nevinovați. Păi da, eu știu că ei sunt. Și v-am spus, am vorbit cu două fetițe care pur și simplu au plâns. Că nu au povestit. Că nu povestit și copii, nu știu că am crezut. Hai să trebuie copii, copii nu e. Și după aia
voi în legătură cu fiii satului, din câte mă duc bine aminte, singurul invitat s-a făcut la prima și la a doua, la primul și la al doilea festival, întâlnire. După aia, practic, a trebuit să vină o sărbătoare tradițională. Politica, a devenit. Din păcate, aveți dreptate. Deci a devenit politică. Deci, după prima și a doua ediție, n-am mai văzut nicio personalitate care să vină să fie un sistem cu ziua. În țara a scopat, de fapt, într-o sărbătoare politică. Am jucat și cu ora PNV-ului, am jucat și cu ora PNV-ului. Deci, asta nu este chiar de acolo o oră. Nu mai pentru locuitorii comunii bătrâni, pentru fiii satului, fără niciun fel de politică. Deci asta e părerea. Ok? E foarte greu asta. De ce sunt foarte greu? Domnul Cerneac, de exemplu, a fost și, nu știu dacă la ultima întrebare cu 10 ani. Nu, a fost în 2010 a fost. 2014. Eu tot am fost copii la... Da. La festivitatea respectivă, la sărbătoarea respectivă, dar n-am văzut, v-am spus, nici o personalitate. În afară din primii doi ani, când ați văzut domnul Sfântul s-a ocupat cu ceva, a fost într-adevăr, cu oameni de valoare, cu unii lucruri. După aceea, nu a venit bine. Da. Mai aveți să... Nu, mulțumesc, da. Deci, încă o dată, n-aș vrea să plătească ce e vinovați. Mai e cineva? Da, 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 da. Este, dacă permiteți. Dacă tot la rubrica diversă, să vin cu o rubrică de la lumea adunată și prezentată. Un cetățean la Comunii Vulturieni pune întrebarea. Este deținător la un titlu de proprietate. Are o parcelă de teren în care nu este identificată, nu prea știe unde. Este cineva din cadrul primăriei care poate să meargă în baza titlului să-l ajute să identifice suprafața și ce costuri implică, dacă într-adevăr cineva merge și îl ajută. Da, poți să vedea asta într-un da. Nu o să mai am. Da. După cum știți, domnul consilier Tiriac, nu avem un inginer. Pe cum funcționează primăria Vulturi. Am înțeles că aveți să... Datorită consilierilor de la PNL care au votat în Moldova. Aveți unul adus cu astfel, dar nu care vrea să poartă el. Și întrebarea mea ar fi, pe ce sumă vine acel inginer care totuși vine și dacă o sumă modică, nu am discutat sumă, cu o sumă modică. O sumă modică. Înseamnă că nu cum ar să trece domnul Inger Sapa, dar... O sumă modică. Nu o să vin niciodată de ceva, vă spun eu. V-am zis o sumă modică. Păi dar sunt 200 sau 300 și ceva de... Bun, dumneavoastră poate ajuta acest cetățean să identifice o suprafață. Poate. În schimbul anumitor sumi sau intră în cadrul? Nu trebuie să fie cetățean. Deci nu se trece cât asta. Unde are terenul? Era dat un lucru. Există listare, există hartă cu dimensiune, cu vecini, cu absolut tot. Scoate o copie după hartă și poate fi foarte ușor identificat. Domnul consilier Seria, din cauza că nu avem inginer, drepturile mele poate fi greu. Avem tot de cum nu avem inginer, angajat din primărie, datorită celor de la PNL care au votat postul. Parteneria. Că domnul Țăranu, doamne, a dus, vrea să meargă pe mâna prost, cum mergeau și vremea lor. Mulțumesc! De asta. Domnule primar, domnule primar. Asta e la urmă, domnule. Domnule primar, nu mai faceți acolo să ieși asta. Că dumneavoastră nu vreau să angajați în gine, vreau să vă potrivă. Dumneavoastră vreau să angajați o doamnă, nu știu de unde, că sunteți, cum ați făcut, dar de fost să pliniți primării. Că sunt proștiții de-a dumneavoastră, le-ați făcut... Doamnă, dați-vă seama ce vorbiți. Nu! Care e cunoștință de a mea angajat la primării doamne? Care e cunoștință? Nu, promisiune electorală, mai bine. Care doamne? Spuneți-o. Știți foarte bine. Aia, de la Podul. De la Podul? Nu știu, asta e... Domnule primar, spuneți că ați făcut un contract de parteneriat. Cât e suma? Spuneți modică. Dar să spuneți așa ceva, o sumă modică. N-ați făcut achiziții? Nu, 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 nu. Omul m-a ajutat cu toate femeile, ca să ajut în lumea cele 300 din cele care au venit în lumea să nu au fost rezolvate. Cum vă nu trebuie să face cineva servicii gratis? Da, face. Doar. Doar, asta să nu știți. Nu știți ce vorbiți. Cine face servicii gratis, Dumnezeu, de astăzi? Cum să vină inginerul ăla de la Bacău, care îl cunosc, o persoană în vârstă,
Și aparare și cu terenul de tipul mână. Cum să vină la urmă să facă servicii? Greșit, aparare. Foarte multe terenuri achiziționate în colaborare cu fostul Popa Costică care a decedat. Și... eu știu. Absolut. Deci omul e venit ca să acapareze, nu-i venit să ajute cetățenii. Să se informeze. Vulturile. Dacă nu mai ține la... Da. Să mai zi la cuvânt, m-am o întrebare pentru domn primar. Poate să răspund. Anul trecut, sau un an și ceva, la Medelin s-a făcut o adresă către prefectură. Cetățenii. Eu, de fapt, am scris-o, dar cetățenii au semnat și a fost trimis la prefectură pentru mijlocul de transport în comun din Ghelăvești, Vădinești, Medelin, Valea Sarcei. Vă rog să-mi spuneți dacă ați făcut un demers în legătură cu mijlocul de transport, că de când am, după alegerii încoace, am mai mers vreo lună, două, trei și n-am mai mers deloc. Ce ați făcut dumneavoastră pentru mijlocul de transport în comun și de mersul ați făcut? Da. Oamenii vin, spun, am înțeles că o persoană la dumneavoastră câțiva, dar nu ați dat niciun răspuns. Noi am primit răspuns de la prefectură și a spus că a fost în știința că o să-i locat și primărie și se va lua o măsură. Nu știu ce măsură, că nu s-a luat mașina cu o energie. Și dumneavoastră, dacă vă gândiți că un cetățean care vrea să meargă la luat-o pentru o problemă, trebuie să se roage de un constatean care face transport și se dea 200 de lei pentru o problemă. Sunt în ședință. Nu mi se pare normal. Doamne, o zi, două, pe săptămână, într-adevăr, populația e puțină. Ei nu justifică cheltuielile, dar pentru o zi nu se poate face. Sau se poate prelungi transportul. O mașină care vine în zona asta, să nu mai ia pe la izvorul, să o ia pe la Marincea. De asta depinde totul de reacția domnului. Dar nu pot să duc aici. Da. Știți, poate mi-e unde depinde chiar de mine, depinde cum sunt dețea. Am văzut la primărie. Am văzut la trasee, mă scuzați, trasee, s-a trăut de primărie. Am văzut la Consiliul Județean, am fost de vreo 3 ore, am discutat problema cu autobuzul. Mi-au zis că se face o licitație în februarie 2022. S-a făcut licitația. După care se mai face o licitație în septembrie 2022. Și atunci să vedem ce toți sunt din zona asta. Drumul este rău și cu populația foarte puțină. Toate fermele evită zona Parincea, Medelen. Am vorbit să vedem și o mașină pe traseul ăsta de la Stănișești, să vină până când nu au oameni. E populația puțină în zonă. Toată lumea a fost ceva cu județea. Da. Și în urmă, tot în zona noastră, nu știu, nu v-am mai văzut și în curând pe aici, dar drumul este extraordinar de rău. Deci, tot drumul numai așa, așa face. Nu se poate de rău. Măcar o dată de an, mai de an, că o lamă. Aici alții se supărau că nu le face praf. Dom'le, dar mai nivelau un pic gâmburile alea. Extraordinar de rău, extraordinar de rău. Aici, domnul Mărău, ca să merg din partea asta, nu e foarte incomod. M-am obișnuit din partea aia și credeți-mă că cei care are o problemă de rezolvat sunt folosiți drumul. Vă rugăm frumos. După vine cum conștiți problema cu drumul, este domnul județean. Și, păi știu, nu trebuie să-mi spuneți, ca să știu. Și mai sunt 2 ani, domnul Mărău. Mai sunt 2 ani. S-ați promis că drumul ăsta îl veți asfalta. Se termină podul la Medelin, după aia venit... Ăsta-s podul. Podul e făcut de noi. Nu vă supărați. Este făcut și asfaltul care e făcut în comunatul Părăi.
Este făcut tot în mandatul nostru aprobat, când s-a făcut efectiv lucrarea pe mandatul dumneavoastră, nu este meritul dumneavoastră. Care nu mă refer la drumul din pământ. Vă asumați niște meriti care nu sunt ale dumneavoastră, asta ar fi una, dar drumul județean, și domnul Floroiu, eram aici în sală când a spus că domnule, prima dată asta face. Drumul până la Călinești și drumul până la Părinte. Nu se poate, nici măcar a început să facă șanțurile ei, s-au oprit la Poieni și tot cavalierul ăla, ca așa îi spune, care l-a dat de, marginea, de pe drum, pe margine, da, din pământ, a spus că le ia, nu l-a dat acum. Ce să facă omul cu coasa? Să cozească pe marginea drumului când dă cu coasa în pământ. Deci, plus, doi ani de când am luat pământul de acolo, nu se poate. Da, mulțumesc. Țara asta mai construit, mai asfaltează 7 km de la Bolinești de jos spre Medelin. Am spus, nu mai repet, oricum nu aveți bani, nu aveți cum să-i dați, nici nu primesc chiar din vreți să-i dați, nu primesc, adică dacă îi erați în cont, eu îi vereți înapoi, dar rugămintea care o am eu, consilierii care n-au participat la ședință, n-au votat, și-au fost trecuți în procesul verbal, că au votat, și n-am votat, n-am fost în sală, este ședința televizată. Vă rog cum o să faceți de mine astfel să le retrageți bani. Mulțumesc. Da, eu am terminat, dar acum la cineva, acum mă trecem la concurs cu votarea. Deci, pentru proiectul de vedere, constatarea încetării de drept a consilierului Neacu, mandatul. Cine este pentru? Da. Pentru punctul 2. Domnul Incidia, să nu știți. Cine este pentru? Punctul 3 de ordine de zi. Cine este pentru? Punctul 4. Și ultimul punct. Cine este de acord cu parteneriatul Consiliului Județean? Asta pe zi, ședința la urmă.